Antonia le spunea fetelor că ea este într-o perioadă de intensă analiză și gândire. Se gândește cum o să decurgă lucrurile mai departe, legat de relația ei. Le spunea, uite, să știți cum sunt eu, azi te iubesc și ești sufletul meu, mâine nu mai existi pentru mine dacă mi se pune pata, ceva nu e în regulă, mâine îmi trece. Adriana spunea că și ea e la fel. Povestea Antonia că s-a despărțit de fostul după 3 ani de zile, fostul cu care a fost înainte de emisiune. Le zicea fetelor că acesta ar fi sunat-o fix înainte să intre în emisiune, spunea fix în lunea aia, înainte să intru. M-a sunat, am răspuns, am întrebat cine e, pentru că nu i-am recunoscut nici măcar vocea. Când i-a spus numele, zicea Antonia că i-a închis direct. Le povestea fetelor că atunci când s-a despărțit de el, venea după ea în club, o suna, îi dădea mesaje, însă ea i-a dat bloc direct și nu a vrut să mai discute cu el. Zicea că dacă îi se pune pata, gata, s-a terminat. Spunea că ea, oricum, o singură dată în viață a iubit pe cineva.